Adică am cu ce să demonstrez, că așa e. Așa mi-a plăcut. Eu vă spun dacă primul lucru care a întrebat domnul director a fost câți litri a avut cisternă, da, la care v-a fost adăugat și la care așteaptă un produs finit. Da. Și nu iese, doamnă, că s-a dus la canalizare, bine. Da, s-a dus dracul, că a furat sucul de la pompă și pompa aia când trage în burlă, direct la canalizare. Păi nu supraveghează nimeni. Păi nu, că dacă merge, ce să supraveghează curte, ce dracu să supravegheze. Dă drumul și pleacă de acolo. Da. Eu nu pot să fiu în 10 locuri. Atunci adunați acolo și ăla domnul. Da, da, da. Nu, dracu, ați murat de la pom. Dacă nu era agit el să ducă să oprească și să zică du-te mă pe partea aia, că oprește, atunci a tot. Păi da. Haideți să le spunem în față acum, să nu ne mai, că mi-e jenă, că nu mi-e jenă, că să ținem cont de anumite chestii, nu mai țin, doamnă, cont de nimic, că nici de mine nu ține nimic. Exact, și pe mine. Să spunem, da, de la ala. Da. Nu, să spunem tot. De aici încolo, absolut tot să spunem. Dacă mi-am ținut gura până acum și mi-am dat de treaba mea, de aici încolo, absolut tot, tot. Cea mai mică mișcare, am spus, da? Face să scade și pe cel. Nu face, nu scade nimic. De atunci de burtă, de unde îl dai tu acolo, ia mai băiatule, ți-ai bătut joc bine. Ai de mine. Știi ce mi-a făcut tânțica? M-a dus prin Boldej, a lăsat-o întâi pe Mădălina și pe urmă mă duceam acasă. Deci despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Și să-i scadă la, nu? Da, dragii, ce l-am băut eu? Da, doamne, eu de aici încolo pe mine nu mai mă interesează. Avem șef de secție să răspundă, să anunte, să facă absolut tot. Că vorbesc eu, pe de altă parte cu domnul Iescu, dacă e altceva. Dar tânțica, nu o
dacă e șeful exact, secției. Trebuie să iasă. Răspund eu? Păi nu. Eu nu sunt la întreabă doamna negustul secției. La fel, acum nu pot să scad, nu poate să achite factura la Dumanim ăla, că s-a luat în banii la negru. Și n-are de ce să-i scadă din casă, că dacă pe mine mă dădea afară. Dar bani. Am furat banii dacă nu-i dădeam bani. Deci, mai ce bun. Ești șofer? Da, o dintre eu.